Conform programului zborurilor anunțat de operatorii aerieni pentru sezonul de vară, până în prezent erau operate 4 frecvențe pe săptămână către Istanbul. În urma ultimei notificări primite de la operatorul aerian la începutul săptămânii, pentru luna iulie au rămas în plan numai 5 zboruri. Printre factorii care pot sta în spatele acestei decizii, poate fi și criza de personal, situație generalizată în prezent în industria aviației. Celelalte zboruri operate în regim regulat pe Aeroportul Internațional Mihail Bogălnceanu Constanța nu au suferit modificări la programul de zbor.